prezentăm știrile. Din cei 23 de candidați pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, au rămas în cursă doar doi. Horia Toma, din partea Convenției Democratice din România, și Romeo Hanganu, Uniunea Social-Democrată. Câștigătorul va fi desemnat peste două săptămâni, când electoratul ploieștean va fi chemat din nou la urne pentru un nou tur de scrutin. Bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Ceea ce ați văzut un pic mai devreme face parte din istoria televiziunii din Prahova, Antena 1 Ploiești, Nuria Nuri, Edi Moldovan, Marius Isarion, am fost și eu pe acolo o perioadă, Didi Neagoie, Florin Frățilă. Invitata mea de astăzi de mult n-a mai apărut în Prahova, în spațiul public. Am plăcerea de a avea invitată pe Nuria Nuri. Bine ai revenit, Nuria. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. O vedetă adevărată a anilor 90 în județul Prahova. Și nu exagerez cu nimic. Atunci nu exista internet. Țin minte că oamenii care apărau la televizor erau vedete, în sensul de vedete. Mulțumesc mult, Bogdan. Mă bucur tare mult să te revăd după atâția ani. N-am să spun câți. Da, mulți. Mulți. Mă bucur să te revăd. Da, să știi că de atunci oamenii și acum mă țin minte. Când mă plimb prin Ploiești, că am revenit, așa cum ai spus, am revenit cu treabă și la Ploiești, își amintesc de mine. Pe vremea aceea, la Antena 1 București, era o telenovelă, se numea Casandra. Da, și, da, da. Și oamenii mă confundau. Și pe stradă, cu actrița principală. Da, da, da. Și pe stradă mă strigau, Casandra, uite-o pe Casandra. Au fost niște vremuri minunate. Atunci a fost deschis primul studio teritorial al Antenei 1. Cât de mult s-a schimbat presa? Pe scurt, așa, din punctul tău de vedere. Nu ai de-a face cu presa, o să vorbim. Am de-a face cu presa, dar cu zona frumoasă a presei, nu cu zona mizerabilă, așa că nu pot să-ți dau de răspunsul ăsta. Eu știu că ce făceam eu, făceam necenzurată, aveam voie să fac ce-mi doresc, eram pe partea de cultură, muzică, lucruri relaxante, partea politică, socială nu mă interesa deloc. Așa, multă lume se întreabă cu siguranță ce mai face Nuria Nuri. Ce a mai făcut nu în ultimii 5 ani, ci în ultimii 20 plus de Nuria ani. Nuri a crescut, după cum vezi, a făcut mare și a căpătat foarte multă experiență profesională, evident, între timp, că n-am stat degeaba, nu m-am oprit la Antena 1, am mers mai departe. Am absolvit un ATC, Facultatea de Teatru, sunt actriță, de fapt. Și dacă îmi permit să mă laud, am intrat cu 9.35 la un ATC și am terminat cu 10 la un ATC. Asta acum 3 ani, nu? Da, anul ăsta sunt proaspăt absolventă. Ai colaborat cu Walt Disney, au fost niște colaborări incredibile pentru un actor român. Adică... Da, este adevărat. Am avut marea șansă să particip la un casting, da, de cei de la Feld Entertainment, Disney Life, și l-am luat castingul. Și uite așa m-am trezit că fac parte din echipa Disney și am trăit câteva săptămâni de profesionalism maxim. Adică mai mult de atât nu există. Practic ei sunt lideri în industria divertismentului pentru copii și am avut șansa să fac parte din echipa lor. Aici în România au avut loc 9 reprezentații cu Mickey's Magic Show, un spectacol venit în premieră în țară, la Sala Palatului. Și am lucrat împreună cu ei și a fost mai mult decât orice școală posibilă. Teatrul, ce loc ocupă la ora actuală în viața ta? Un loc foarte important pentru că
practic el mă ajută să merg mai departe, în sensul că eu, înainte să mă duc la Antena 1 și așa, eu am absolvit liceu pedagogic din Ploiești. Acolo unde fetele, da, fete deștepte, care învață bine, mult. Asta e așa. Nimeni nu-i perfect, da? Nimeni nu-i perfect. Școala de măicuțe, cum mi se spunea pe vremea aia, dacă mai ții tu minte. Am terminat pedagogicul și atunci, pentru că aveam o meserie și apoi, după ce am devenit actriță, am mai căpătat o meserie, am zis să îmbin cele două meserii și în momentul ăsta eu predau cursuri de actorie copiilor. Tot apar copii și cu Walt Disney și cursuri de actorie. Care este explicația? Explicația este că la un moment dat... De ce te-ai focusat? La un moment dat. În primul rând că am eu copii, dar a apărut șansa de a lucra la un radio pentru copii. Ițibiță, nu? Nu contează, un radio pentru copii. 10 ani am lucrat acolo, făceam o emisiune interactivă, un concurs de cultură generală pentru copii, iar eu eram un personaj, deci din nou am avut șansa să îmbin cele două meserii, de jurnalist la radio și actriță. Concurs de cultură generală care a avut mare, mare succes și în felul ăsta am pornit pe nișa asta. Pentru că după 10 ani de experiență în lucru cu copii, n-avea rost să mă disipez în alte proiecte. Am rămas pe nișa cu copii și apoi a venit oportunitatea cu Disney, apoi încă o oportunitate cu Ștrumfii, cu Smurfs Life on Stage, un spectacol internațional. Ștrumfii ăia simpatici? Albaștri, ăia mari și frumoși și albaștri, da? Și am jucat din nou cu o echipă profesionistă tot așa de mare nivel. Și atunci am rămas în zona asta și am început să fac cursuri pentru copii de actorie. Lucrul cu copiii este foarte dificil. Da, da, copiii sunt extrem de sinceri în primul rând, n-ai voie să greșești, că imediat te taxează și nu mai vin. Și te consumă foarte mult lucru, nu pe, în general și pe tine, evident. Da, da, este, în primul rând e o responsabilitate foarte mare. În al doilea rând, da, au atât de multă energie. Da, știi ceva? Eu fur energie de la ei. Adică suntem win-win. Da. Ei învață de la mine lucruri care îi ajută în viață în general, iar eu mă încarc cu energie de la ei și sinceră să fiu, cred că nu există mediu mai plăcut în care să lucrez decât cu copii sinceri, puri, inocenți, adevărați. N-au niciun fel de prejudecăți, n-au... Și atunci... E relaxant, chiar dacă obosesc câteodată, e adevărat, și îmi iau pauză, că sunt șefa mea. Da. Spuneai că investi lucruri care și pentru viață, dar bănuiesc că și din zona artelor. Da, dar în primul rând nu trebuie să fii actor, să devii actor. Uh-huh. Poți să faci cursuri care te ajută în viața de zi cu zi. Îmi vin la cursuri, de exemplu, copii timizi, care abia vorbesc, care nu se aud. Și învățăm împreună, prin exerciții și jocuri teatrale, să vorbim tare, să ne auzim, să avem dicție, să pronunțăm corect sunetele. Lucruri de care avem nevoie toți. Adică e ideal să știm să vorbim corect și să putem vorbi bine. Exerciții de voce, improvizație, le dau posibilitatea să creeze ei personaje, situații. Practic îi ajut să aibă curaj, îi ajută să aibă curajul să spună ce simt. La noi la cursuri nu se greșește. N-am cum să-ți spun că ce ai făcut tu acum e greșit. Nu e greșit, așa ai văzut tu, așa, asta este, e viziunea ta și atunci... Mediu e simplu, e relaxat, e de prietenie și uite așa devin niște adulți. Nu sunt cursuri de actorie pur și simplu. Nu. Ca să nu-ți mai spun că facem și cursuri de bună purtare. Adică de mici învăț cum să se comporte într-o sală de spectacol, îi învăț să aibă respect față de actori și de arta lor, pentru că ei deocamdată sunt spectatori. Și când merg la teatru, trebuie să știe să se comporte civilizat și despre asta vorbim. De asemenea, învăț să vorbească corect limba română, pentru că e foarte important tu, ca actor care predă, să știi să te exprimi corect în limba română. Corect. Facem multe lucruri împreună
Și vreau să spun că am și rezultate, foarte bune rezultate. Participăm la concursuri de teatru, iar chiar acum de curând, în mai, am fost la un concurs artistic CAP, iar copiii mei au luat toți mari premii. Premiul întâi, cel mai mare punctaj, cea mai bună interpretare a unui monolog și vorbim despre copii de 8-14 ani. Acesta este segmentul. Da, 8-14 ani. Și așa cum ai zis, am revenit și la Ploiești. Deci nu este doar, nu sunt doar niște cursuri unde părinții sunt, unde părinții își trimit copiii și aduc copiii, ori pentru dicție, ori pentru socializare, ori pentru să vadă Nuria dacă are talent în domeniul actoricesc. Nu. E mult mai mult decât atât. Ne pregătim pentru viață. Și pregătești și pentru concursuri și pentru competiții. Da. Adică mergi cu ei un pic mai departe. Bineînțeles. Îi bagi în arenă, de fapt. Da. Nu da. Doar jucăm la noi acasă, nu, după regulile mele, nu, da? Nu. Și ne rezumăm la atât. Nu. Participăm la festivaluri. Adică intri în competiții. Da, da. Nu ți-e teamă să... Adică că asta e cu dus și cu întors. Da. Că dacă ratezi, părinții evident spun, bă... Asta e de vină. Cine, da, de ce au luat doar locul 10 din... Nu, și știi de ce nu mi-e teamă? Pentru că aștept să ajungă la momentul potrivit. Adică nu te înscrii azi la curs și mâine te trimit la concurs. Nu, aștept, lucrăm, evoluezi. Am copii care fac de 2, 3, 4 ani. Și atunci, după 4 ani de muncă, copilul, dacă are talent, pentru că mai e ceva important, îi primesc doar pe cei care își doresc, deci nu cei împinși de părinți. Că știi că sunt părinți care... Du-te, mamă, hai da, să... Da, am vrut eu să fiu actriță, nu mi-a ieșit, du-te tu. Nu, așa nu merge, îmi dau seama, da, îmi dau seama imediat. Și atunci primesc copii dornici și copii care au talent. Și atunci pot să lucrez și să creștem și să ne prezentăm lumii. Îi duc la emisiuni televizate, să dea interviuri în urma premiilor obținute, adică mai întâi trebuie să ai și ce spune. Ce spune. Da, la festivaluri, ultima oară am fost la Forbes Kids Festival în București, am avut o premiantă care a participat din partea școlii mele la festival. Facem foarte multe, joacă în filme copiii mei. Pe cei pregătiți, care au ajuns la un anumit nivel, îi înscriu la castinguri și deci, au luat de ei și... mult mai mult decât cursuri. Vă mulțumesc, bine ați venit, vă mulțumesc, la revedere. Da, mă ocup mai mult de cei de aici din Ploiești, am început să mă ocup, sunt la început. Pentru că eu am venit și am zis, dar de ce să nu fac și la Ploiești cu copiii mei din Ploiești? Da. Și ei sunt mai mici, sunt copii de 7 ani. Unde se întâmplă cursurile astea? Sau cum te pot găsi? Sau care e procedura? Mă pot găsi pe Kids Art Theater by Nuria Nuri. Mamă, stai că mai te... Cum ai zis mai o dată te luam? Kids, da. Copii, art, da. Arte, theater, teatru, by, adică al meu, da. Nuria Nuri, pardon. Da. Sau pe Facebook, da? Sau pe Insta? Sau pe... Pe acolo, pe Facebook. Kids da? Art Theater by Nuria. Deci cei din Ploiești, din Prahova, de fapt, care doresc să-și înscrie copiii la cursurile tale, da, pot face acolo. Cât e talent și cât e muncă? Fiindcă spuneai un pic mai devreme, domne, nu este suficient doar să... Da, să ai talent, trebuie să și muncești. Cât e talent și cât e muncă din punctul de vedere? Hai să-ți spun ceva. Talent, vrei procente neapărat? Că cum vrei tu acum? Avem talent, muncă și mai e ceva. Noroc. Ăla e. Serios? Eu am zis-o... Da. Adică Russell Crowe, un gladiator, a avut noroc să fie el gladiatorul? Evident. Tu crezi că era singurul gladiator posibil? Crezi că era singurul gladiator posibil? Hai să fim serioși. Da, trebuie să ai noroc să fii în locul potrivit și să cunoști oamenii potriviți. Da. Dar un actor da. Cu noroc... Uh-huh. Și care a muncit mult, dar fără talent, poate să ajungă sus? Din păcate, da. Din păcate. Tu te referi în lumea teatrului sau în lumea filmului? În toată lumea. E același lucru. Meseria e una singură, actoria e una singură. Există, într-adevăr, actorie de film, noi nu avem așa ceva în România, și actorie de teatru, care se studiază la facultate. Da. Dar da, există mulți actori netalentați care muncesc, compensează lipsa talentului cu munca și dacă au noroc, drumurile le sunt deschise. Te-am văzut, am văzut imagini cu tine la
din cadrul celor 9 spectacole ale lui Walt Disney de la București. Deci, atâta energie, atâta empatie cu copiii, vă invit, dragi, există pe YouTube. Pe YouTube există, da, pe canal. Există imagini, vă invit să vedeți atâta, deci modul cum reacționează sala, mi s-a părut wow. Pe de altă parte, tu organizezi și tabere în vacanțe, da, cu copii. Poate participa oricine sau doar copiii tăi de la teatru? Nu, oricine poate participa. E adevărat că vin și copiii mei de la teatru, dar se pot înscrie toți copiii, oricine își dorește. Stau de vorbă puțin cu părinții despre copiii respectivi, aflu niște lucruri. Și pentru că acolo e în tabăra de creație de la Breaza. Ai dus și la Breaza, aer curat. Asta m-am gândit, că e aer curat, da, și că e aproape de Ploiești. Dar vin copii din toată țara. Am avut copii din Alexandria, din Brașov. Chiar din Brașov au venit copii la Breaza. Da, că nu-i departe, da. Trebuie să fie tot așa copii pasionați de artă, pentru că în tabăra asta de creație facem și cursuri de actorie zilnic și cursuri de pictură. Și atunci dacă vin copii care n-au treabă cu arta, ne deranjează pe noi ceilalți, știi? Și fac o mică selecție. Strică liniștea, da. Strică liniștea, da. Fac o mică selecție, adevărat, dar e deschis tuturor celor care își doresc, adică nu e cu circuit închis. Iar acum, la această ediție, a șaptea, care începe acum pe 5 august, începe în curând. A șaptea ediție? Da, a șaptea ediție a taberei de la Breaza. Am avut bucuria ca cei de la Breaza, Fundația Alexandru Constantinescu, să-mi aducă în tabără și copii din Breaza, cu mai puține posibilități, care vor participa la cursuri doar. Pentru că sunt din Breaza, nu vor fi cazați, da, dar vor participa la cursurile noastre de actorie și de pictură și alte activități, că avem și alte activități. Ori să învețe să tragă cu arcul, o să călărim, o să... Asta nu este între toată ziua, îi ții numai... Nu! Sunt și om, stai puțin, nu toată ziua. Dar știi, sunt două componente ale acestei tabere. Și actorie și pictură. Dacă e copilul meu talentat doar la actorie, ce facem? Are șansa să învețe să picteze, să deseneze noțiuni de bază. Sunt începători toți. Adică vii și înveți niște lucruri. Nu te pune nimeni să fii Van Gogh acum pe loc sau Picasso. Dar înveți niște lucruri de început. Și ce vreau să te întreb? Într-o lume a vitezei, în care ai văzut tinerii, și tineri însemnând și copiii de 8, 9, 10 ani, vedem la restaurant, părinții, da, le dau un telefon, da, ca să poată mânca liniștiți, da, și îi fac așa, bram, bram, da, deci, da, ei, da, da. Da. Deci navighează foarte ușor, se plictisesc foarte ușor, da, intră în această lume virtuală a jocurilor, cu, de obicei cu împușcături, fetițele, da, poate au alte jocuri, eu sunt cu băieții, da, am băieți, adică, și cum reușești tu să-i păcălești, uh-huh, și să le dezvolți și răbdarea, că de fapt răbdarea a cam dispărut în rândul copiilor. Se plictisesc ușor, uh-huh, iar la răbdare sunt aproape spre zero. Da. Care este secretul? Cât e din familie în momentul în care vin copiii și cât reușești tu să le insufli, să-i modelezi? Hai să-ți explic cum funcționează. Știi de ce stau copiii tot timpul așa, cu telefonul? Că n-au ce face? Că nu au alternativă. Crezi în ideea asta? Am văzut-o cu ochii mei. În tabără, fiind înconjurați de alți copii, încep să socializeze, încep să se joace, încep să vorbească despre jocuri, dar să vorbească unii cu alții, nu autism digital, da, să vorbești, da, așa. Și nu-i mai interesează telefoanele. Am văzut cu ochii mei. Sau iau telefoanele și își arată lucruri socializând ei între ei. Și au fost momente când se duc într-o cameră, că nu știe profa, și se bagă toți într-o cameră, și am intrat peste ei, niciunul nu avea telefonul în mână. Stăteau de vorbă, râdeau, jucau un joc. În momentul în care le oferă alternativă, ei nu mai au nevoie de telefon. E să creează acel mediu. Da. La cursuri n-au voie cu telefoanele. Ar fi, da. Da, dar în rest au voie.
Și ce să vezi? Ei nu stau cu telefoanele în mână 12 ore cum stau în mod normal. Avem o curte imensă, leagăne, căsuță în pădure, în copac. Sunt mulți, mulți, mă rog, sunt 14-15 copii. Interacționează unii cu alții și uită de telefon. Îl folosesc seara să vorbească cu părinții. Deci tu spui de fapt că vina nu este a copilului în general. Nu. Îi trebuie alternativă. Dar eu văd și de la copilul meu, de la fetița mea. Și ea stă toată ziua, bună ziua. Și când mergem și o iau și hai să mergem, nu știu, la munte, la mare, la gata, lasă telefonul, ne uităm la valuri acum, la, facem ceva. Și merge. Și se uită la valuri că spune mama sau se uită la valuri, fiindcă înțelege? Prima dată se uită că spune mama, evident. Dar după aia n-are încotro. Adică poți să-ți mulgi copilul din zona asta, dar trebuie să faci și tu un efort. Deci cursuri, Noria Tubei, organizezi deja la Ploiești. Da, organizez. Începe și din toamnă, se pot înscrie oricând. Da, din septembrie se pot înscrie, de acum se pot înscrie și începem în septembrie. Da. Așa. Și pe de altă parte, tabăra aceasta de, de pe 5 august, la Breaza, cei care doresc, mai sunt locuri? Da, mai am două locuri disponibile. Ai venit cu o veste, așa. Am venit târziu. A fost frumoasă emisiunea până acum. Două locuri mai am, dar la anul fac din nou, așa că nu e problemă. Și mai am niște cursuri despre care spun repede. Fac și cursuri de actorie online, dacă poți să-ți imaginezi. Cum e asta? Ia explică tu. Da. Explică-mi toată tu. Lumea acum, zice tu așa. Tu care zici, băi, frate, actorie, rezonez cu el, mă uit dacă... Și acum a zis, stai că fac și online. Da. Am început în pandemie, când n-am mai avut ocazia să lucrez cu copiii față în față. Am zis, trebuie să găsesc o soluție și am găsit-o. Ei, și vreau să-ți spun că... Am avantajul și ăsta e avantajul cursurilor online, să lucrez cu copii din toată lumea asta. Am copii din Anglia, am copii din Austria, copii de români. Da. Părinți care vor să păstreze legătura copiilor și cu limba română. Și foarte tare. Da. Și am copii din toată țara cu care fac cursuri online și cu care am rezultate. Inclusiv pe ei duc la concursuri și tot la online? Nu. Concursul online? Nu, ne întâlnim. A, bă, și întâlniți. Da, adică... înainte de concursuri ne întâlnim, dar noi online lucrăm. Adică, eu îl văd. Nu ți-a fost greu? Fiindcă tu ești un actor care trebuie să simtă, care... Ba da, dar știi că simțim, ne simțim. Asta e lumea în care trăim pe de altă parte. Adică văd că în ce mai multe lucruri se transformă în online. Facem inclusiv mișcare, exerciții de mișcare. Ne mișcăm, da, eu la mine acasă și el la el acasă. Facem exerciții de mișcare, improvizație. Ca și când am fi așa și pe urmă ne întâlnim înainte de concurs, fizic, lucrăm din nou și... De unde ai energia asta? De la copii, n-auzi? Nu, dar ai o energie bună. Zâmbetul ăsta, tot timpul. Dar de unde? Fiindcă... Bine, sunt îndrăgostită, dacă asta ai vrut să auzi. Dacă asta ai vrut să auzi, da. Din dragoste, da. Iubesc și când iubesc. Dar și când și acum, 20 plus de ani, la fel, emanai... Voi fi fost atunci îndrăgostită. Nu, dar tu doar când ești îndrăgostită. Dar emanai așa o energie... Și acum eman o energie pozitivă, bună. Adică primiți energie. Da, mă simt bine. Transiți... Vorbesc și despre lucruri care îmi plac. Că dacă mă auzi vorbind despre lucruri care nu-mi plac, s-ar putea să-mi pice fața și să-mi ducă și energia. Îți mulțumesc, Noria. Mulțumesc. Poate vom veni și noi acolo cu camera la Breaza să vedem ce minunății faci tu din fără telefoane, doar pictură și actorie. Uh-huh. Mă bucur că ai revenit și la Ploiești. Așadar, cei care doresc din toamnă să scrie copiii la Ploiești la teatru și pe de altă parte la cursurile tale de teatru, de actorie. Și pe de altă parte, mai sunt doar două locuri la tabăra de la Breaza. Îți mulțumesc mult, ne vom reîntâlni cu siguranță, acum că ai revenit, mulțumesc, ne vom reîntâlni. Mulțumesc mult, Bogdan. Îți mulțumesc, mulțumesc. Și succes. Mulțumesc. Aici punem punct acestei ediții, emisiunii Proces Verbal. Iată, dragi prieteni, o ediție cu adevărat specială. Oameni care au scris istorie în domeniul televiziunii din Prahova, primii oameni acolo. Adică, am fost la început. Da. Ne vom reîntâlni în curând. Rămâneți sănătoși!